fetelor, bună seara, bun venit! O emisiune pentru minorități, dacă vreți, audiențe foarte mari și totuși emisiunea asta se adresează unei minorități. Ioana, bun venit! Bună! Nu e ușor să gândești, așa-i? Nu e. Așa zic. E chiar periculos. Cu ce te ocupi, Ioana? Lucrez într-o corporație ca business analyst. Business analyst sau analist servicii clienți. Lasă că-mi povestești când ne vedem. Răzvan, bun venit! Colorată toată lumea, văd, îmbrăcată elegant. Ioana, ce faci, bună, Răzvan? Bun venit! Bună, Dan! Eu tot într-o corporație. Tot corporație? Da, asta atât. Ha! Nicușor, tot corporație? Bună, tot corporație, crupier online, ca din nou. Crupier? Online. Bun venit, Nicușor. Câți ani ai, Nicule? 33. 33, mitică? Salut, Dan! Cât să fie? Câți ani ai? 60 și un pic. Lasă că e pe acolo, tot la 30 și ceva. Păi, bun venit, mitică, să rămână Carmen. Soț, soție, da, Carmen, da. Mitică. Hai să vedem, bani în familie, cine e mai cu trotineta. Mai dus. V-aș propune așa, să începem cu Nicușor, dacă tot ai. Cât? 30 și? 3, 34 Hai, într-o lună. 30 de ani. Bun venit, Nicule. Ce ai pățit? Ligamente. Da? Da, încrucișate. La fotbal? Da. Te-ai accidentat? Puțin. Așa, de distracție? Cu multinațională la un turneu de corporații. Dar zi-mi, stai, deci mi-ai scrupier la un casino online? Da, exact. În Pipera, mai exact. București. București. Bucureștean, Bucureștean. Sunt din Tulcea. Sunt din Tulcea, am trăit în Grecia 10 ani și am revenit în București acum 13. Ce ai făcut în Grecia? Fotbal, am renunțat și m-am întors acasă. Ai jucat fotbal în Grecia? Am încercat. Hobby. Rămâne la nivel de hobby. Păi, și ai stat în Grecia, ai câștigat bani, mă gândesc, nu din fotbal. Eram tinerel, 12 ani până la 20. 20-21. Cam asta e povestea. Și te-ai lăsat de fotbal? M-am lăsat, 3 operații, probabil la 4 acum. Sănătatea. Sper să. O intrare puternică a unui adversar te face să nu mai... Foarte posibil. Crupier, Nicușor? Da, se crupier. Câștigă, se pierde. Pe ce parte a mesei, depinde. Da, depinde. Pe partea mea se câștigă, pe partea cealaltă se încearcă să se câștigă. E un joc de noroc și o formă de amuzament, ca prezentare generală pentru toată lumea. Nicușor, aici nu e cu, la noi nu e cu noroc, e cu... E cu mintea. Ai văzut emisiunea? Da. La masa asta câștigă unul singur, Răzvan, Ioana, mitică, doamna Carmen sau domnul Nicușor. Un singur câștigător. Minte. Cel mai bun. Minte. Să avem minte. Asta contează. Încep, Nicule? Încep. Bine, 4 litere pentru început. 4 litere. Bă, da, te văd așa, zici că... Puțin agită. Zici că ești de partea cealaltă a mesei. Începe meciul. Pentru 400 de lei. Fii atent, Nicușor. Ce simplu, un substantiv ăsta. Schimb în natură, fără bani, fără mijlocirea banilor. Troc. L-ai luat, omule. Perfect. Troc, în 3 secunde. 400 de lei. Bun. Ăsta e drumul. Cam ăsta. Mitica, ai văzut? Acum știi cum e. Baby steps. Ați văzut emisiunea la televizor, Ioana, da. Nu-i așa? Da. Răzvane, hai să începem. 400 de lei în 3 secunde, tot din 4 litere. Cum îi zice câinelui englez, afgan, rusesc? E un nume, câinele ăla. E o rasă de câini, de curse. Știi? Rasa aia de câini, de curse. Literă? Ai o literă. Simplu, foarte simplu. Și prima literă. Ogar. Ogarur. Ogarur. Englez. Ogar, afgan. Știi rasa aia? Știu, dar e dificil. E dificil și frumos. Știi că la noi vânătoarea cu ogarul e nu prea e permis așa, vânătoarea cu câinele. Nicușor, e un fruct care are zeci de semințe pe care le și mănânci, comestibile. Știi, o să-mi zici că sunt multe fructe cu semințe comestibile. Dar asta e din 5 litere. Din prima, fără literă? Rodie. Bravo, corect. Rodie. Fructul lui Iisus îi mai zice. Se spune că Iisus era pasionat, îi plăceau... Învățăm în fiecare zi ceva, nu? Așa e. Lui Iisus îi plăceau rodile, fructul lui Iisus. Le găsește în Ierusalim, rodii. 1200 de lei. Bun! E, fii atent la asta, Nicușor. Roa, când e frig în sezonul rece? Hai, că stai aici pe gânduri? Rumă? Da.
ce ai făcut, Nicușor? Ce ai terminat ca școală? Am terminat primele 3 luni de la managementul turistic și comercial Dimitrie Cantemir. Cum în primele 3 luni de facultate? Și te-ai lăsat după aceea? Mi-am cam dat seama care-i treaba și am zis că n-are rost. Păi și care-i treaba? Inutil. Fugi de aici. Fugi de aici. Cândva, când o să fie timpul, o să ajungem. Nu e adevărat, Nicușor. O facultate, o școală, se dezvoltă, să știți, să duce mintea. După 40 ani am decis să continui cu studiul. Da? Și până atunci... Energie. Crupier. Energie. 6 litere. Dați merge trotineta, chiar e păcat. Și mai ales că tu ai, adică văd că baza ta de vocabularul limbii române, dispozitiv electric sau cu baterii, îi zice într-un fel, 600 de lei. Așa, nume generic, în general, cum zici unui dispozitiv electric care are, sau cu baterii? Literă, ce să... Literă, ai o literă. Literă. Ai o literă, că îi văd pe toți încurcați aici. Literă? Îl ai în casă, sub diferite forme, obiectul ăla pe care îl ai în casă. Aparat? Sigur că da, generic, că ți-am zis, la modul general. Aparat. Better safe than sorry. Vorbește în română cu oamenii, nu? Îmi cer scuze, mai bine... Nu, cu oamenii când ești tu pe cu oamenii, ecran. Da. Fii atent, adjective astea din 6 litere, care se păstrează valoros și important de-a lungul timpului, de-a lungul veacurilor. Se păstrează valoros, se păstrează adjectiv, ți-am zis. Servește ca model, dacă vrei. Poți să-ți dau și o literă, tot literă, dacă vrei. Literă, da. Literă? E un cuvânt des folosit. Dacă vrei, și poate să fie și un stil de amenajare, stil de muzică, stil de toate. Literă. Ai încă o literă. Încă o literă să fie. Fii atent, Nicușor, da. Cea mai bună, te ajut cu asta. Nu e, mă, modern, Nicușor. Nu e modern, e? Clasic. E clasic. Mergea mai devreme. Da, mergea puțin mai devreme. Mergea, așa-i? Mergea. Sunt mai simple decât ne gândim. 2400. Stai bine. Și încă n-am ajuns la cuvinte de 9 litere, de 10. Suntem la 7. 700 de lei pentru o zburătoare care afectează grădinile și culturile agricole. Ia-le pe rând. Ia-le prin eliminare. Avionul merge, elicopterul merge. E avion, merge. Mă. Zburătoare care zburătoare, afectează... Scuze, zburătoare, scuze. Mă, ci avion. Poate fi de metal. Nu, uite, poate să fie verde sau brun-verzuie. Îți dau o literă. Literă, da. Auzi? Are antenele foarte lungi și picioarele din spate, posterioarele, lungi. Îți mai dau o literă. Literă. Hai, încă o literă. Simplu. Nu mai suflați. Cine suflă aici? Băi, Mitică. Nu mai sufla, Mitică. Literă. Literă. Fii atent, Nicușor, zboară, dar și sare. Afectează și... Lăcustă! Da. Lăcusta, 2800 de lei. Știai, Mitică? Știa, Mitică. Știa, domnul Mitică. Păi a șoptit, numai Răzvane. Mai tare dacă șopti. Mai tare. Lăcusta, perfect, 2800 de lei. Bun, Nicușor. A îndeplini formalitățile pentru încetarea activității unei întreprinderi. Nu cred că o dai din prima. Demisie. Ah, și de acolo avem 24 de secunde să găsim cuvântul. E verb la infinitiv. Verb la infinitiv. Tu ai zis demisie? Nu, fii atent aici. Când închei definitiv un contract de muncă. Da, știi? Deci contractul de muncă. Da. L-ai încheiat. Sau când achiți o datorie. O datorie. Produse pe stoc. Le vinzi, gata. Stocul lichidezi. Lichidare de stoc. Da. Graba strigă treaba. Ai luat-o tu prea repede. Dar ce ai zis? Demisie ai zis, demisie, nu? Da. Demisie, nu? Că nu, îmi place nu. Cu demisie. Culmea intra în 7, corect că intra în 7 litere, dar nu mergea. Bun. Hai la 8 litere. Recuperăm. Hai la 8. Nicușor. Care este senin pe timpul nopții? Adjectiv ăsta. Dacă e senin pe timpul nopții. Literă. Cerul ăla pe care se văd niște particule scânteietoare. Particulele alea frumoase, scânteietoare. Le vezi pe cer.
niște nicușor, niște litere. Literă. Niște, așa, niște litere din alea care sunt ca niște literă. Puncte luminoase. Punctele luminoase de le vezi pe cer. Cerul ăla, cum e cerul ăla? E înstelat. Înstelat! Înstelat, parcă. Auzi, eu ți-am zis particule, da, da, da. Că dacă spuneam stele, nu era mură în gură. Era prea mură în gură. Era mură în gură, înstelat. Da. Bun. Mult mai simplu de pe canapea. 45 de secunde. Cam puțin. Ușor. Și 5 cuvinte. Bă, știi ce bine ai stat cu timpul, da, la înțimit? Până în 3 litere. Stăm bine, 2600. Merge, merge. Fii atent, Nicușor. Haideți să vedem. Sunt scumpe cuvintele care urmează. Da. Scumpe, dar și grele. Evident. Nicușor. Care este real și veritabil fără nicio formă de imitație? Fără imitație. Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura, zicea literă, Brincuș. Literă. Adică... literă. Trebuie să fii... opresc. Că nu prezintă urme de falsitate. Știi vorba lui Brâncuș, ca să poți să zbori. Autentic. Cum? Autentic. Ăsta e, autentic, perfect. Bine. Bine. 30 de secunde mai avem. Puțin 3200 timp. De lei. Nu e puțin. Încă 4 întrebări. 4, mergi. Da. Ha? Ne încadrăm. Așa e? 2 din 9, 2 din 10, 2000, 1800. Cu puțină inspirație și noroc. Nicușor, Nicușor. Dar îmi place că ai o, așa, vorbești engleză, vorbești română. Și puțină greacă. Și că ai stat în Grecia. Instrument util și fundamental pentru comunicare și dobândirea de cunoștințe. Că tot am vorbit noi de asta. Literă, literă. Ai ridicat mâna să dai. Totalitatea termenilor pe care o persoană... Vocabular. Omul ești tare. Omul ești tare. Nu suficient azi. Excelent vocabul. Nu-l luam din prima. Îl lua cineva? Ești l-ai modest. Ești Ioana, modest. Luai din prima? Nu. Mitică? Nu. Carmen? Bravo. Ai zis toată lumea, nu? Când zic din prima, zic adică n-ai luat două litere totuși. Da. Dar e ca și când l-ai fi luat din ce-i prima. Ce-i 200 de lei? 900 de lei. 900. Nicușor. Hai să vedem. Tot greu. Contratimp? Că e 900 de lei. Tot greu. A perturba echilibrul unei persoane sau al unui obiect. Tot greu, ți-am zis că e de 900 de lei cuvântul ăsta. Din literă, prima? Literă. Două litere, literă. Bun. Două, trei litere, 300 de lei pierduți din cuvânt, bun. Lipsește literă. Trei ai cerut? Trei. Păi da, dar fii atent. Am apăsat buton. Da. O facem din două, asta e 20 de secunde. Hai din două, 20 de secunde. A mișca, a agita cu putere un lucru, Nicușor. Când agiți, când mișc cu putere, când... Cum, ce faci atunci? Faci? A interveni... A clătina din temelii, dacă vrei, convingele cuiva. Fii atent. A clătina convingele cuiva, ca să vorbim de convinge. Sau a zgâlții cu putere. E un cutremur, zgâlții. A zdruncina, măi. S-a zdruncinat, da. Cine îl știa? După litere eu l-am prins. Nu, nu l-a prins nici Mitică. Nu l-ai prins, așa-i? Nu l-ai prins. Ce să-i facem, acolo, continuăm. Tu ai zis trei litere. Și ai zis litere și ai păsat. Și am primit și doar două. Și ai pocnit butonul. Nici o problemă. Domnul Nicușor, două din zece. Hai să ne ducem la 5200. Credeți? Da. Hai să facem. Facem echipă. Da. Zici cuvântul? Eu zic cuvântul. Da. Nu zic cuvântul, eu zic definiția. Okay. Tu spui cuvântul, dar rapid de tot, tu apeși. La trei secunde, da. Cinci. Încep? Da. Tu literă, eu definiție. Zic literă în timp ce citești. Da, 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 în timp ce eu citesc, tu zici literă. 5 secunde. Hai! Înlocuitor literă, temporar literă, la literă. Șefia Consiliului Local al Municipalității. Bravo! Una, două, trei litere. Bun. Ai pierdut 300 de lei, hai să câștigăm 7. Ăsta e un cuvânt compus, te ajut. Deci, înlocuitor temporar la șefia Consiliului Local al Municipalității. Locțitorul ăla ales... nu neapărat nu ales, numit, ales sau numit, care are responsabilitatea de a administra o comunitate când șeful mare nu o face. Când șeful mare, cine administrează o comunitate? Cine? Primarul. Bun, și cine? Viceprimar. Târziu. Târziu. Da, măi. Fabulos, ăsta era viceprimarul, da. Corect. Slabnicușor.
Ce să facem? Asta e. Continuăm. Încă o întrebare. 3 secunde. Ai zis viceprimarul în timp ce a plecat definiția pe ecran. 1000 de lei. Hai să 3 secunde. Caracteristică fizică după care o persoană poate să fie literal, identificată. Păi n-ai ce o literă. Păi de ce n-ai ce o literă? Ușor, bun. Hai, hai, jumătate de minut. Hai. Indiciul ăla vizual prin care cineva e remarcat printr-o mulțime, dintr-o mulțime. Semnul particular al unuia. Identitate. Bun. Ideo... Auzi, persoana dispărută e căutată după... După caracteristici. Da, după... Detaliu specific prin care se poate remarca unul. Are particularități sau... Sau. Semnalment. Sau semnalment, domnule. Mamă, cât mulțumesc de sus am fost. La început. Ții minte? Ups and downs. Nici o problemă. Și ne-am întors la 1500 de lei, după ce eram la vreo 4000. Am fost la 4000 vreodată? Da, am fost la cât? Foarte bine. Am fost sus. Ca la el la jocuri. Este exact ca la jocul de casino. Exact, meseria ta. Ai avut ta. Și nu mai e. Ai avut. Dar tot am rămas cu ceva. Ai pariat pe negru odată, ai pariat pe negru de două ori. Nicușor, și tu pe negru a să nu uităm. După 40 de ani facultate. Clar. Ai promis. Anevs. Mulțumesc, Nicușor. Te mulțumesc. Simplu. Așa e? Simplu. Și asta cu viceprimarul la final. Aia cu viceprimarul, că am luat... Și aia era scumpă. Și nu numai, și altele. Și era scumpă viceprimarul, cât? 10, 1000 de lei. Ce vă spuneam eu acolo, că emoțiile sunt de diferite. Care emoții, dă? Să nu-mi spui că sunt interioare. Vă dați seama. Nu toată lumea se exteriorizează. Vedeți dumneavoastră, vă uitați voi cu sunul. Cum mă cheamă? Uiți cum te cheamă. De-aia avem astea. De-astea aveți ecusoanele, știi? Mai uităm. Băi, să nu-i scum de... Ioana, ce scrie la tine? Ioana. Păi bine, Ioana. Uiți cum te cheamă, te rog, Ioana. Rămâna, bun venit. Bun venit, Ioana. Bine te-am găsit. Oh, acum mă uit. Da. Pe cartea ta de vizită. Da. Fiți atenți. Luna 6-a, însărcinată în luna 6-a. Da. Să dea Dumnezeu să fie... Mulțumesc. Și mai am o fetiță acasă. Excelent. Bravo, Ioana. Tot fetiță? Da. Tot fetiță. Excelent. Business, cum ai spus? Business analyst sau clasic în fișa de post analist servicii clienți. Dar concret ce faci? Diverse rapoarte financiare, analize, statistici, previziuni... La o firmă de IT, la o corporație. Nu e rău. La sfârșitul lunii vin banii. Le ia cineva în seamă? Nu le ia. Da, așa. Din... Se mai fac și lucruri din pix, ce să zic. Au, dar ce ți-ar fi plăcut mult de tot să faci? Să cânt. Mi-ar fi plăcut. Muzică. Dar, da, mi-ar fi plăcut. Dacă, poate dacă părinții mei ar fi avut posibilitatea să, nu știu, să mă dea de mică la niște ore de cantă sau ceva. Muzica. Muzica, ți-a, da. Ți-a rămas acolo muzica. Da. Și ce ai terminat, de fapt? Am terminat Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor în Iași, Informatică Economică. Pun pariu că ai un master ceva după față, îmi dau am seama. Și master. Așa e, gata, m-am la prins. Universitatea București, Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor. Ce pompos sună, sună toate. Da. Așa e? Business da. Analyst, marketing strategic de toate. Da. Ești să-ți trăiască copiii. Mulțumesc e frumos. Cel mai important lucru, Ioana. Mulțumesc. Și să le arătăm imaginile astea peste 75 de ani. Da. Când vor fi ei bunici, să le spui, ia uite, mami, cum a luat toți banii la emisiunea ăluia care țipa la televizor. Doamne ajută! Ioana, simplu, 4 litere, ai debătut suma de cât, Nicușor? 1500. 1500. Ai văzut ce sus era? Da. Ce lecție, Nicușor, sus, după care... Ioana, simplu, partea moale și pufoasă a pâinii. Miez. Bravo, Ioana, miezul! 2 secunde, 400 de lei. Excelent. Unde te-ai născut? În Dorohoi, Dorohoi, județul Botoșani. Frumos, Dorohoiul. A face să crească în dimensiuni. Ăsta e verb, că uite, începe cu a face. A mări. Ups. Ne cam dăm seama ce e pe trotineta Ioanei. Bravo, Ioana. Tu care stai printre cifre toată ziua... Sunt atrasă și de partea asta de engleză, întotdeauna mi-a plăcut istoria, știu și ceva franceză, spaniolă. Deci, cumva... Te-ai pierdut tu printre cifre acolo, așa? Îmi plac și cifrele foarte mult. Îți plac și cifrele, așa, dar totuși te trage ața sfoara spre lumea asta la altă. Ioana, persoană care a împlinit vârsta majoratului. Major. Adult.
Ăsta e, adult, perfect. Se pare mie că e prea mură în gură, prea mură, da, e și adultul e mură în gură. Fii atentă, da. În 7 secunde ai făcut 1300 de lei. Doamnește. Stai la casă? Stai la bloc? La bloc. Întreb oamenii, la bloc. La bloc. Nu știu, dacă ai finisaj care îmbracă pereții? Sunt mai mult, eu disponibil într-o gramă variată litera? De culori. Multe culori, multe modele, multe feluri. Literă? Fii atentă, Ioana. Ține. Tapet. Tapetul, măi, ține loc de lavabil. Asta mă gândeam la faianță. Da, ține loc de lavabilă, tapet. Știi tapet, că nu mai dai cu lavabilă, pui tapetul ăla. Pap, pap, pap. Da. Ce... Queen. Queen? Da, de la Zodie mi se trage. Sunt Zodia Leo și... Are și soțul... King. Kingul, dar și prima dată când l-au văzut niște colegi de-ai lui, i-au zis că, mă, da, tu joci poker. Corect. Și eu m-am gândit că e ceva de jocuri de noroc. Nu, de... nu. Queen. Nu, nu, nu. Și soțul are King. Da. Ioana, da. 6 litere, 600 de lei, ai 1600 deja. Da. Cercetător care analizează diversitatea vieții pe pământ. Nu cred. Biolog. Putem să-i luăm acum așa pe rând, să-i luăm pe toți, să luăm meseria asta la rând. E bine că ești, nu ești, se ocupă cu descrierea, cu clasificarea, cu comportamentul, cu, este ăla, evoluția viețuitoarelor ăsta. Ăsta se ocupă cu asta. Ale viețuitoarelor, cu clasificarea, cu comportamentul viețuitoarelor. Poate să lucreze în muzee sau în laborator sau... Zoologul. Da. Zoologul. Da. Aia e. Zoologul. Antipa, un zoolog celebru de la noi, știi, Muzeul Antipa din centrul Bucureștiului. Zoolog. Da. Tot 6. Fii atent. Da. Hai să rămânem în zona asta de zoologie. Știi urși? Aia urși. Da. Știi urși panda? Aia drăguți, da. Simpatici. Da. Ce mănâncă? Care e gustarea lor preferată? Bambus. Bambus. Excelent! Corect. Da. 1600. Cât ai zis, Nicușor? 1500. 1500. Cu prăjina de bambus s-a dus pe bun. Bine, Ioana. 7 litere. Ioana, adjectiv. Care este capabil să funcționeze independent? Deci funcționează independent. Îți dau... Autonom. Extraordinar! M-am pregătit să-ți propun o literă. Excelent! Autonom. Corect. Să te las să gândești, așa-i? E partea bună e că mai am timp și atunci pot să... Foarte mai... mult timp. Da, da. Nu timp, mai foarte mult. Că de regulă asta e presiunea. Presiunea timpului asta. Gata, ai scăpat de asta. Da. Deci de emoția timpului ai scăpat. 3 minute 28 de da. Secunde, Ioana. 700 de lei. Conținutul, materialul sau subiectul unei lucrări, doamna absolventă de științe economice, cu master, amintește-ți masterul tău, lucrarea ta de master. Literă. Toate etapele alea, toate etapele. Aspectele unei activități sau ale unui proiect. Cuprins. Din cuprins fac parte. Excelent. 2900. Nu te-am întrebat, Ioana, câți ani ai? 29. 29. 3 minute, 8 secunde, 29 de ani, 2900 de lei. Da. Hai să triplăm, zic. 8. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Te poți duce sus de tot. Ioana. Adjectiv, adică arată starea. Da? Cum e un om, cum e un obiect, cum e un fenomen care are un comportament lipsit de respect. Cum e când zici că... Jignitor. Ai sărit... Fără literă, dar e bine. Îmi place curajul tău. Nu e rău. Care se poartă urât, dacă vrei. Care este care aduce jigniri. Da, uite, ca să merg pe drumul tău. Hai sinonime, că de asta e frumos. Insolent? Jocul. E atât de complicat. Obraznic. Insolentul. Ăsta e obraznic! E mai simplu decât insolent.
Da. Obraz. Mă pregăteam să spun de Goe. Da, corect. Te-ai da. Fi prins. Domnul da. Goe este un copil, da, nu da, zici da. Insolent, da. Bună și asta. Era din 8. E bună și asta, cu apucături urite, așa. 3700 de lei. Uh-huh. Ioana, da. Ce e fantastic. Noi uh-huh. vorbim de mai puțin de un minut. Fii atentă, mai ai 3 minute și 4 secunde. Foarte mult timp. Tu trebuie să știi ce să faci cu el. Da. Dacă știi ce să faci cu timpul ăsta, bubui. Ioana. Da. Tot un verb. Am mai avut niște verbe în seara asta. Uh-huh. Îți mai dau un verb. Uh-huh. Pentru 800 de lei, deja ai 3700, mult. Încă un verb. A organiza, Ioana, a planifica și a urmări o serie de activități. Crede-mă că nu e greu, e exact lumea ta. Tu ești business... Da. Las-o așa. Îți dau o literă. O literă, da. Când asiguri o stabilitate între departamente în zona asta ta de corporație. Coordona. Fantastic. M-ai blocat, micușor. Carmen, e tare puștoaica, 29 de ani. Excelent, Ioana. E bine că v-am blocat în sensul pozitiv. Și nu invers. Te-ai gândit la un nume? Da. Fetei? Mm-hmm. Cum o cheamă pe cea mare, zi? Pe cea mare o cheamă Selena Nicole. Și pe cea mică o să o cheme Siena Natalia. Siena? Da. Siena Nicole. Da. Interesant. 8 da. Litere le-ai luat. 4400. Câte cuvinte mai am? Păi câte să mai ai? 4. 4? Îl zic? Da. Cred că e unul din cele mai simple cuvinte din seara asta. Aoleu, astea nu-mi plac. Câte simple. Cred că e unul din cele mai simple. Ok. Îți dau așa oarecum o definiție, o metaforă, dacă vrei, și tu trebuie să ghicești despre ce e vorba. Metafora ar zice, o cutie cu fereastră joacă teatru în casa noastră. Iau așa cu metaforă. Uite, vezi ghilimelele alea? Te las așa, te las să gândești puțin. Că dacă o despici, dacă o ibăbește, zic mereu. Taci, Nicușor, îl știi? Joacă teatru. Nu. Îți dau o literă. Da. Hai o literă. Și încă o literă. Ia. Mă uit eu la o cameră de filmat. O cutie cu fereastră. Și uite cum începe literă. Să treacă timpul. Literă. Da. Ioana. Ioana. Încă o literă. Ți-am dat, dacă vrei, e între ghilimele definiția asta. Ia o băbește, Ioana, ai 4400 de lei. Ia o băbește. Cutie cu fereastră. Televizor. Este! Excelent. Mama lui, televizor. Bravo, televizor. Cine a prins televizorul? V-am zis că nu-mi plac astea. Televizor. 4900 de lei. Ți-a luat un minut televizor. Da. Auzi, de asta mă uitam, ai o cameră care ne filmează și mă uitam la cameră, știi? Da. Și arătam televizorul celor care ne... Televizor, da. Cutie. Are cu sens acum. Da, adică credeai, bă, nebunii negru, se uită la o cameră de filmat și face... Bine, Ioana, 4900. Da. Care are o mărime considerabilă, e adjectiv ăsta. Adică arată caracteristica unui lucru care are o mărime... Literă, că trece timpul. Literă. Auzi, Ioana, e foarte greu de cărat. Cum e dacă e greu de cărat? Este enorm. Enormitate. Îți mai dau o literă enormă. Da, literă. Hai o literă enormă. Sau dacă vrei, ascultă-mă. E greu de... Grandios. Găi, ăsta e un show grandios. Care are un prezentat. dacă vrei, greu de încadrat într-un spațiu. Într-un spațiu. E foarte greu de încadrat.
e foarte dificil când te duci tu cu avionul, e foarte dificil de introdus în bagaj. Neîncăpătors? Nu, nu, e... Voluminos. Ah, voluminos. Da, era logic. L-ai luat, Nicușoare? Era logic. L-ai luat, așa? Ia uite-mă, l-ai luat mitică. După margine. Am vrut 4.000 până acum. De pe margine l-au luat toți. Era logic, da. Voluminosul. Da. 1 minut și 4 secunde. Mai am 2, nu? 2 din 10. Putem. Putem. Toți suntem sus, Ioana. Da. Ce sus ne-am dus. Am căzut, am urcat. Îmi place traseul ăsta. Ioana. Da. 1000 de lei. Uh-huh. Totalitatea pieselor teatrale sau muzicale care se joacă în timpul unei stagiuni. Am intrat pe ultimul minut, 54 de secunde. Te-aș sfătui să iei litere. Literă. Ți-aș da sfatul ăsta. Literă. Ansamblu, dacă vrei, de lucrări, de spectacole, de creații pe care un artist le deține. Horia Moculescu, că știu că se uită. Gheorghe Zamfir, maestru Zamfir, salutări. Literă. Se uită maestru Zamfir mereu la noi. Totalitatea, toate lucrările maestrului Zamfir. Literă. Fac parte din a lui, din... Suma pieselor interpretate tot de maestru Gheorghe Literă. Zamfir. Sau de Marcel Pavel, sau de Angela Repertoriu. Similia. Repertoriul Angelei Similia, ăsta e. Repertoriul lui Gheorghe Zamfir, corect. Repertoriu. Mă gândeam la galerie în prima fază, la chestii de-astea de artă. Da. Te gândeai la, păi dacă am zis de da, Zamfir, da. Deja era, știi, repertoriu. Da, da. Bun, 4700. Ăsta e pentru tine cel mai simplu. Mai zi-mi odată, Siena... Cât are Siena? Selena are... Nu, Siena are șase luni. Șase luni. Da. Și Selena? 2 ani și 6 luni. Bun. 2 ani și 6 luni. Mm-hmm. Persoană aflată într-o perioadă tranzitorie, Ioana, în 13 Literă. Secunde, dăm cuvântul ăsta. Literă. 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 Ăla aflat într-o etapă de tranziție. A dezvoltării lui psihologice, a dezvoltării, dacă am zis de fetele tale, încă nu, tânărul ăla cu privilegii, dar și cu responsabilități, începe să aibă responsabilități. Auzi, e mai mult decât infantil, dar nu e încă adult. Dumnezeule! Adolescent! Ăsta e! Nu e încă adult, dar e un pic mai mult decât infantil. De asta te-am întrebat de fetele tale. Da. Bine jucat. Mulțumesc. Se putea și mai bine, da? 5300, Ioana. Da. Să ai o naștere ușoară. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Ioana. 5300 de lei avem în clipa asta. Bun jackpot. Foarte. Cine adună cei mai mulți bani, s-a dus cu ei acasă. Să vă întreb ceva, doamna Carmen. Vă rog. Îi dați voie soțului? Nu, stai, mitică, n-a zis doamna nimic. Dar eu știu ce zici. Păi da, dar lasă că a dat din cap, stai, mitică. Să fie de ea. Doamna Carmen, îi permiteți că... Dacă nu iei 6.000, să mai te întorci acolo. Hai, mitică! N-a zis 5.400, ți-a pus baremul de 6.000, ai văzut? Mitică, bun venit la noi. Câți ani, mitică? Cât ai zis? 64. 64. Pensionar. Unde te-ai născut? În ce... În Teleorman. Pe la țară. Cum îi zice? Necșești, Teleorman. Nu știu pe unde vine asta. Roșioli sau Alexandria, undeva între ele. Aha, pe aproape. E o comună pe acolo. Ce ai făcut, mitică? Sau dacă lungă Vârtoape, unde sunt fetele bândre, toate melodia lui Dolănescu și... Așa. Ce ai făcut, mitică? Cu... Am făcut numai încălțăminte. Am lucrat când am venit la Pionierul, am lucrat școală de maiștri, după aceea cu italieni, numai și încălțăminte. Și o perioadă un pic obiță. Nu mai repare ăștia deloc, că așa îi le aruncă. S-a stricat, nu mai găsit. Nu mai e ce a fost. Tot ce ca se... tot ce a fost odată. A fost bun, acum a distrus. Înainte era bine, înapoi era și mai bine. Nu e ce tot înainte, că înainte era mai bine. Tot înainte, da, da, da. Pensie? Mică. Da? Și asta e funcție de contribuție, ce să zic. După câți ani, câți ani ai lucrat în confecția asta de încălțăm? Peste 38. 40 de ani. Da.
O viață de om. Pe amintică. Dar în toată viața asta ai dezlegat la Rebu. Am mai făcut și de-asta, da. Păi, revistele alea. Astea erau pe vremuri. Era cea mai mare distracție. Încep, mine amintică. Începem. Simplu încep. Ceva ce aveam odată, pa, și cum îl aveam, neamitică, aliaj cu proprietăți fizice superioare față de fierul pur. Mamă, cum era, tată. Ce vorbești, neamitică? Îți dau o literă, dacă nu. Literă. Hai, că asta chiar nu e. Da. Fierul ăla dur, rezistent, dar e și flexibil. Oțel. Oțelul ăla de la Galați, nu mai țin minte, neamitică. Combinatul ăla, nu? Toate... Bine, neamitică. 47 de secunde, a zis doamna 6.000. Eu acum mă gândesc aici, nu la ce a zis. Acasă ai timp să te gândești la ce a zis. Neamitică, e verb ăsta, la infinitiv. A oferi un bun fără să primești ceva în schimb. Verb, adică a merge, a face, a cânta. Deci a oferi ceva fără să primești în schimb ceva. Literă. Uite, de exemplu, când dăruiești alimente, haine la o casă de bătrâni, să zicem, sau la niște amărâți, sau... Literă. Ai o literă. Ce? Faci gestul ăla nobil. Adona. Adona. Adona, mitică. Bun. Le știi de acasă, așa-i? Le ai acasă, așa-i? Și cum zici de acasă? Bă, dar nu știe ăsta... Din fața lui negru, tot orate. Nu, e diferit, dar nu chiar așa. Mitică. Hai să vedem. Ăsta e și mai simplu. Ții minte televizorul de la avea Ioana? Ce simplă definiție. Uite-l pe ăsta. Zeci de ace groase cu care nu se țese și nu se coase. Literă. E așa un fel de ghicitoare, neamitică. Literă. Ascultă-mă. E un mamifer. E un mamifer. Arici. Ariciul, măi, că am vrut să zic că am și ăla, buzunar. Ariciul, cred că dacă ziceam de-al meu de la buzunar, îl prindeai din prima. Ariciul, neamitică, perfect. Bun, mare atenție la timp. Neamitică. Autoservire de tip suedez. Ca să intre în 5 litere, 500. Știi? Îi zice într-un fel. Zi, zi. Nu mai cere litere pentru asta, că e simplu. Zi, autoservirea de tip suedez. Literă. Masa aia care include o varietate de mare de culinară. Măi, dar chiar mă enervează. Se pune la dispoziția. Te duci și mănânci. Bufet. Bufetul suedez. Bufetul suedez. L-au inventat suedezii la expoziția din 1939 la New York. Au avut un stand mic suedezii și atunci au zis, hai bă, punem niște mese și punem mâncare. Și așa a apărut bufetul suedez modern de la expoziția internațională din 39. Dar era simplu, mitică. E bine. 1100 de lei. Mitică. Plantă ornamentală adaptată la secetă. Literă. Literă. Auzi? Dacă e adaptată la secetă planta asta mitică. Ce plantă ai, matale? Nu știu dacă ai în casă. Nu știu dacă aveți. Ai Carmen în casă? N-ai. Ce... Uite, Carmen știe. Soția știe. Ce plantă n-are nevoie de apă multă, că e adaptată literă la secetă? Două baloane merg prin deșert. Cactus. Uite un cactus. O știai, Carmen, așa e? Definiți. Cactus, hai. Da. E planta care nu o țin în casă. Are țepi și atunci să stea afară. A, dacă are țepi, nu e bine în feng shui-ul ăla, așa-i? Exact. Zău, 1400 de lei. Care este din afară, nu de dinăuntru. Adjectiv este, adică arată o... Excel. Bravo! L-am luat! Ăsta era, din prima l-am luat. 2000. Încă poți să fii pe prima poziție. Încercăm. Amintică. Cât, Ioana? 5000? 5300. 300 de lei. Încă poți să o bați. 7 litere. Amintică. Descendentul oceanului. Nu te grăbi. Ia o băbește. Uită-te la... Îs două cuvinte mama lor pe ecran. Că nu-i mare lucru. Deci descendentul, adică ce-i descendent? Urmașul, nu? Urmașul, descendentul oceanului este
Binocul. L-ai luat, neamitică. L-ai luat. Nu puteam să-ți arăt așa cum da. Am. 2700. Ăsta nu e ușor. Dar e și scump. 700 de lei. Care nu se mai află în raport cu ceea ce era stabilit inițial. Litera? Știu că e complicată definiția, litera? Dar uite. Litera? Nu mai coincide cu ceea ce s-a prezentat litera. Anterior. Auzi? A fost programat la o anumită oră, mitică. Da? Decalat. Și s-a decalat, omule! Ăsta e! Și s-a decalat. 3.000 de lei. E și tăcut aici. Acolo am văzut că... Vorbăreți! Aici mă gândesc la... Ești concentrat, așa e? Mă concentrez la litere, la cuvântul care e. Asta e o definiție. Ori o știi, ori o să încercăm să ne... Uite, un diamant tăiat în 57 de fațete, 57 de obicei, litera? Asta e media. Litera? Litera? Neamitică. Eu de asta ți-am zis, că dacă zice diamant litera. Și dacă zice 57 de fațete, auzi, diamantul e numele pietrei prețioase. E numele pietrei prețioase. Dar definiția se referă la... E piatra prețioasă, are strălucire puternică și are tăieturile. Lasă-mă! Diferența o fac tăieturile. Diamant cu dublă tăietură, montat în bijuterii. Montat în bijuterii, diamantul ăsta este... Briliant. Briliantul. Briliantul e metoda de tăiere a unui diamant. Piu. Dar și ți-au venit litere acolo pe ecran. L-ai prins, Nicușoare? Adrian Mutu. Cum? Adrian Mutu, asta am să zic. El ai era zis briliant. Mutu, corect. Mutu era briliantul, da, da, da. Mitică, mai poți. Mai poți. Care a mâncat excesiv, că tot vorbeam de bufetul suedez. Îți dau o literă? Literă. Mănânc o literă. Literă? Mănânc o literă până când o să fii... Vezi că mănânci prea multe litere. Mai mănânc o literă. Încă una. Hai, încă una. Nu te abții. Care nu s-a abținut? Mâncat... Și-a mâncat la litere până a fost... Pofticios. Nu. A mâncat pe săturate. Mai mănâncă una. Încă o literă. Încă o literă. O să te ridici să mă de la masă plin cu litere. Îmbuibat cu litere. Îmbuibat, nu e? Nu îmbuibat. Că a mâncat excesiv, adică e îmbuibat. S-a îndopat la masă. E un termen așa pe care îl folosim în mod curent, în limbajul colocvial, de zi cu zi. A mâncat mult la masă și este... S-a îndopat, s-a... Ieftuit? Extraordinar! L-a luat în ultimele 3 secunde. Giftuit era. Bun! Ăsta era mitică. Eu mai fac și eu de multe, dar aici m-am gândit la... Ai mâncat la litere foarte bun, giftuitul. 2 din 9, 2 din 10. Neamitică. Poți să fii pe prima poziție. Încep? Aștept întrebarea. Încep, da? Neamitică. Care este în opoziție cu o situație, cu o idee sau cu o persoană? Nu e ușoară. Litera? Definiția, dar e și scump cuvântul. Litera? 800 de lei, 700 de lei. Litera. Manifestă o atitudine ostilă față de cineva, vis-a-vis de cineva, dacă vrei. O atitudine ostilă. Vezi că trece timpul. Litera. Bate în direcția opusă față de cea de grup. E în direcția opusă. Se opune ideilor, neamitică. Se opune valorilor sau acțiunilor cuiva. Cum e ăla care se opune? Este... Opune rezistență. E nefavorabil.
și vremea, și despre vreme se spune că e așa. E vremea potrivnică. Potrivnic. Eu am zis că nu e ușor. Dar era și cuvânt scump, de 900 de lei. Neamitică, ascultă-mă, să spun cel mai important lucru. Trei cuvinte mai am. Neamitică, dacă le iei pe toate trei, ai 28 de secunde, poți să oprești timpul, nu mai lua litere. Neamitică, încerc. N-ai ce să pierzi. Încerc. Corect, n-ai ce să pierzi. Hai să ne încadrăm în astea 28 de secunde. Trei cuvinte, dacă le iei pe toate trei, ești la egalitate cu Ioana. Încep, Neamitică? Da. A distruge toate formele de viață microbiană de pe o suprafață. Când distrugi toate microorganismele dăunătoare, cum le distrugi? Ai grijă la tine. Bun, perfect, bun. Omor microbii. Omor microbii. Cum omor microbii? Dezinfectare. Bun, a dezinfecta, a igieniza, a... Ăsta e cuvântul. Ăsta e cuvântul. Și pisicile, dacă vrei să zice, băi, un animal, ca să nu mai procreeze, îl... A... Bă, mâța, ca să nu mai procreeze. Ce castrare, nu, da. Mă, castra sau... O... A steriliza. Steriliza. Cine l-a prins? Da, Mitică trebuie. L-ai prins, Ioana? L-ai prins. Specialistă în litere pentru 1000 de lei, Neamitică? Ai grijă litera. La timp. Ai grijă la timp. Litera. Specialistă în litera. Litere. Litera. Agata Cristi. Auzi? Aia care a scris 10 negri. Scriitoare. Bravo. 10 negri, Mititei. Agata Cristi a fost scriitoare. Perfect. 1000 de lei, Neamitică. Mamă, ăsta e... Are un cuvânt așa... Măsura capacității cognitive a unei persoane. Literă. Asta e un literă. Pic așa. Auzi, grad literă. De inteligență. Literă. Coeficient. Cum le-ai luat, mă, Neamitică, pe... Cum le-ai luat tu pe astea și... Ai pisica acasă, Neamitică? A, da, era să le zic. A, la țară o grămadă. Ai. Da, chestia că nu ne-a sterilizat, le-a lăsat să facă pusă. Dar n-a sterilizat niciuna. Aia-i, de-aia. Ce să le fac? De-aia n-a știut. Ăla e cuvântul păi care... Păi dacă vă steriliza vreuna, știam. Neamitică, ăla e cuvântul care te-am fundat. A steriliza. Că dacă luai cuvântul ăla a steriliza, în clipa asta erai pe prima poziție. Acolo a fost. Acolo a rămas acolo și Ioana. A fost punct. Acolo l-a sterilizat. Neamitică, 40 de ani. A făcut pantofi. Foarte bine jucat. Să-ți dea Dumnezeu o pensie liniștită. Mulțumesc. Asta a fost. Voi vedea când ajunge acasă. De data asta. Da, auzi? Stai, Neamitică, să o vedem și pe doamna. Până Carmen. Așa. Ia să vine și soția lui Neamitică. Hai, Carmen. Bravo. Bună. Bun venit, Carmen. Bine te-am găsit. Dar știai sterilizatul ăla de acolo? Nu. Nu. E, măcar atâta. Tot din Teleorman, Carmen? Nu. Nu? Nu. De unde? Păi, eu am crescut, am învățat pe Maria Rosetti, am și născut, locuit și născut vis-a-vis de Scala. Ei, s-a întâmplat pe undeva, în Crevedia Mare. Crevedia Mare. De Giurgiu. Și în București v-ați întâlnit, v-ați cunoscut? Nu, întâmplător, nu. Dar unde? La el, la țară. La țară. În Teleorman. În Necșești. În Necșești, acolo. Da. Frumos, bravo. Nexist. Tot pensionară, Carmen, tot pensionară. Tot. Ce ai făcut? Păi eu n-am făcut. Am avut plăcerea de a deschide primul mall din București. Cum primul mall din București? Păi atunci la Piața Unirii ăla era primul mall care ăla... s-a făcut? Care ăla, s-a buticărit acum. Magazinul Unirii, ăla din Magazinul Unirii. Așa, anii ce? 70? 76. Corect, da. Nu m-am gândit că ăla a fost primul mall. Ăla a fost, da. Ăla Magazin fost. Universal. Na, și atunci acolo jucam, lucram cu cosmetice import. Import? Import, da. Nina Ricci, Madame Roșa. Mamă, la vremea cu Dracaron, atunci era foarte căutată. Da, 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 da. Și în anii 80 ce parfumuri mai erau? Ce mai s-a adus? În anii 80 nu prea mai lucram acolo. Lucram la cofetărie la nord. La cofetărie? Da.
Deci v-ați întâlnit la Teleorman. În Necșești. Mai mergeți în Necșești? Mai mergeți? Că nu mai mergem, că nu mai, nu mai aveți pe nimeni acolo? Nu mai e nimeni. Nu mai aveți pe nimeni? Unde mai mergeți așa la țară? La... Aici aproape, în Crevedia. La Crevedia. Șir de vagoane trase de o locomotivă, că de asta te-am întrebat, Carmen. Când mergi la Crevedia, mergi. Păi cu ce te duci? Lasă mașina. Dar te mai duci și cu... La Crevedia, aveți aeroport la Crevedia? Nu am aeroport. Nu e aeroport. Avion? Avion? La Crevedia. La Crevedia cu avion, da. Nu e avion, Carmen, la Crevedia. Nu e avion. Dacă nu e avion, dacă nu zboară avionul până la Crevedia, a, cu ce te duci? Dur, da. Tren? Trenul, Carmen! Te-ai pierdut mai rău, Carmen. Te-ai pierdut mai rău, Carmen. Trenul, Carmen. Dar ce vrei să te las singur? Mitică, tu nu mai șopti de acolo. Stai așa, bravo. Trenul, Carmen. Hai să ne liniștim. Hai, că e bine, da? Ne liniștim, da, avem 400 de lei. Mai avem timp. Este o grămadă. Auzi, Carmen, debandadă totală. Cum îi zici? Bă, ce e aici? Haos. Haos în țara asta. Debandadă totală. Perfect, amestecătura aia de toate. Bine, Carmen. Câți copii ai, Carmen? Doi. Doamne ajută, să trăiască. Doamne Carmen, ajută la toată lumea. Îți zic așa, îți zic un gen de spectacol alcătuit din dans artistic, din muzică, din pantomimă. Îi zice într-un fel genul, tipul ăsta de spectacol. Revistă? Forma aia de dans care se bazează pe mișcări precise. Precisă. Literă? La revistă, la Vasile Muraru, la teatru, mai dansează fetele. Ăsta e literă? Formă precisă. Coregraf. Balet. Baletul e pe poante. Balet. Carmen, tot din 5 litere, tot 500 de lei. Adjective, să arată starea, cum e, caracteristica, care are o atitudine umilă. Ești știi, pe aia cu atitudine umilă, așa. Milog? Nu e, ăla care ascultă ordinele. Ăla care... Supus? Ești tare, Carmen! Ei, ești tare. Sigur că da, la 100 de kilograme de sondatare. Nu mă gândeam cum să zic, cine stă în bucătărie și ascultă ordinele supus, ordinele tale, răspuns, nea Mitică, dar nu dar putea mai să... batea, apropo, asta nu bata, bine Mitică. 6 litere. Ordinele exact alea nu-mi plac. 6, fii atentă, Carmen. Aduce în armonie diverse lucruri. Aduce în armonie. A forma, dacă vrei, o combinație estetică plăcută. Mă uit la mine așa. Literă? Să mă vadă lumea așa. Vezi? Am un tricou. Literă? La tricou mi-am pus un... La tricou mai așa blând. Asortat. M-am asortat, că încerc să-ți arăt cum m-am asortat. Perfect. Mitică. Până se aude până la televizor cum șoptești matale. N-am auzit. Știu că n-ai auzit, dar noi toți am auzit. Până și Nicușor. Ai auzit, Nicușor? Ai auzit tare, nu? Am auzit nimic. Atunci șoptiți mai tare, să aud și eu. Mi-am amintit că nu șoptim, că nu-i corect față de Ioana. 6 litere. Dă-mi un sinonim la păstor sau la baci. Dă-mi un sinonim. Cioban? Cioban? Ăsta e, Carmen, bravo! Mi-era teamă că ce litere, că fiecare literă pierzi bani, dar am zis, păstor, baci. Banii de-aia s-au făcut să circule. Să circule. Avem 2600. Hai să circulăm cu ei. Fii atentă. Poți să fii pe prima poziție, Carmen. Dacă poți să fii spui, pe primul loc. Da. În așa clipa să asta, fie. Cu 2600. Doamne ajută. Să fie, Doamne ajută. Care face referire la tot ceea ce este legat de inimă. Sau de afecțiunile acesteia. Deci e un adjectiv ăsta, dar e atât de simplu. 66 de ani, Carmen. Știi cuvântul ăsta? Literă? Mi-am amintit că îl știe. Mergea fără literă, Doamne, că îmi dă palpitații. Câte litere ceri? Literă? Ai! Îmi dă la inimă palpitații. Mai ceri o literă? Literă, da. No! Începe să mă afecteze inima. Sistemul cardiovascular mi afectează dacă mai cer litere, Carmen. Tot sistemul cardiovascular.
Încă o literă? Da, mai dăm o literă. Cardiac. Cardiacă, se aude, uite, se auzea până acasă. Bum, 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 bum. Ritmul cardiac. Păi n-auzeam eu. Dacă n-avem probleme, de-aia l-am prins. Să dea Dumnezeu să nu, să nu fie. 2900. Carmen. Da. Nu te întreb de bucătărie, gata, e clar. Expertă, nu? De ce crezi? Păi de ce crezi că trebuie să fiu expert? Gândesc că ai lucrat în cofetărie atât de ani, doi copii. Ai cu totul altceva. Da, te pricepi, te pricepi. Da. Nu se vede după noi. Și nu se vede după noi? Las că ajungi tu acasă, Mitic. Înseamnă că nu mai faci ciorbă caldă. Lasă-ne, Mitică, că ajungi. Îți dau doar sarmale. Lasă-ne, Mitică. Mâncare tradițională din bucătăria balcanică. Să intre în 7 litere, Carmen? Literă. Hai o literă, 100 de lei. Aici, pe cuvânt că nu te ajut, că e atât de simplu. Literă. Carmen, faci asta în fiecare an. Nu există. Uite, n-am cum să te ajut aici. Dacă e tradițională, dacă ești din bucătăria balcanică. Literă. Poate să fie cu carne sau poate să fie fără. Ghiveci. Ghiveciul ăla poate să fie cu carne sau fără carne. Ghiveci firariu să fie de ghiveci. Ghiveciul ăla, varietatea aia de legume, de verdețuri amestecate, în ghiveci. 3300. Uite că ghiveci nu fac. Ai văzut? 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Wow. Carmen, da, da, wow, înseamnă că te poți duce sus. Cât, Ioana? 5300. 800 de lei, Carmen, 800 de lei. Magazin sărăcăcios. Îi zice într-un fel unui magazin sărăcăcios. Îi se zice... Dacă literă? Te apropii dacă cere o literă. Prăvălia aia care e improvizată, Carmen. Literă? Ai încă o literă. E un local așa mic în care se vând diferite mărfuri. De toate le găsești pe acolo. Are un nume așa mai colovial. Literă? Mai... Îi zicem noi într-un fel. Se folosește, românul folosește vorba asta. Dugheană. Dugheană! 3800! Ce bine urci, Carmen. Doamne ajută! Ce bine urci, Carmen. 3800. Asta în primul rând față de mine. 2 din 9, 2 din 10 și mai mâncă 1 din 8. Carmen. Care simte o dorință puternică de a fi cu persoana iubită. Literă? Ăsta chiar că e ușor. E la... E Mitică față de Carmen. E, cum îl cheamă literă? Pe soțul tău, Ioana? Alex. E Alex față de Ioana. Literă. Cu pasiune, Carmen. Cu mare pasiune. Iubește pe cineva cu literă. Foarte mare pasiune. Cum e ăla care iubește cu mare pasiune? Te las să o gândești. Manifestă sentimente puternice față de jumătate. Față de jumătatea sa. E masculin. E masculin. Auzi? Carmen, e îndrăgostit lulea. 5 secunde ca să luăm banii ăștia. Nu cred. E îndrăgostit puternic. E... Amorezat. Puh! 3400. 2 din 9. 2 din 10. Dacă te concentrezi, Carmen, sar pe locul întâi. Că ai încă 3400 de lei. Rău știi unde stăm? La timp. La timp. 33 de secunde. Încep? Da. Stări emoționale sau fizice dureroase. Literă. Pot fi exprimate în diferite grade de intensitate. Literă. Carmen, afecțiunile alea medicale grave. Ai apăsat fără să mai ce litere. Trebuie să, în 24 de secunde, trebuie să găsim cuvântul. Hai, afecțiunile alea medicale grave.
traume, poate să fie emoționale, traumele. ...33 de secunde. Încep? Da. Stări emoționale sau fizice dureroase? Literă. Pot fi exprimate în diferite grade de intensitate. Literă. Carmen, afecțiunile alea medicale grave. Ai apăsat fără să mai ce litere. Trebuie să, în 24 de secunde, trebuie să găsim cuvântul. Hai. Afecțiunile alea medicale grave. Traume. Poate să fie emoționale. Traumele. Carmen, niște chinuri pe care le îndure cineva, chinurile îndurate de cineva, traumele, sunt niște chinurile, suferințele. Suferințe. Da. Fii atentă. Ascultă-mă. Acum am o matematică pentru tine. Ca să ajungi pe prima poziție și să o învingi pe Ioana, mai ai voie la următoarele trei cuvinte să iei doar 2 litere. Așa. 2 litere, nu mai mult. A imita pe cineva pentru a stârni râsul celor din jur, Carmen. Literă. Una am luat. N-am luat-o. A imita pe cineva. A atrage atenția. Vezi la timp. A se strâmba. Unul care se tot strâmbă. Ce face? Ce fac eu acum? Mă? Scalambăi? Mă, scalambăi, corect. Fac pe clovnul. Cineva. Cine face așa? Mai muțării. Excelent. Când te-am dus la maimuța. Asta e. Mersi, wow. De ajutor. 3500 de lei. O literă. Două. A, încă două. Două cuvinte. Și o singură literă. Carmen, ai lucrat la magazinul ăla Universal la început de tot, nu? După care la cofetărie, pensie de câte vreme? De câteva luni, mi-ai zis, de puțină vreme. Nu, de puțin timp, și da. Și acuși, în 5 secunde, câștigătoare de jocul cuvintelor. Dacă te concentrezi și găsești răspunsul la întreprinzător care are ca scop generarea de timp, profit. Timpul! Deci, ai lucrat la magazinul ăsta Unirea la început, în anii 70, când s-a deschis, da? Bun, perfect. Ce era ăia? Ce afaceristul ăla într-o varietate de industrie? Afaceristul, ce e? Ăla care tranzacționează mărfuri, este? Face antreprenor. Comerț. Face comerț. Face vânzător. Comerciant. Incredibil. Nu s-a uitat la tip. Da, nu m-am uitat. Deci am vorbit, băi, ce să mai... N-ați vorbit-o asta acasă, mă, ne-am uitat? Ba da, ba, chiar și aici am vorbit și i-am zis. Hai zău! Să ne uităm și la timp când suntem. Da. Că ne luăm, ne concentrăm la altceva și nu ne uităm la timp. Și asta a făcut. Acum vezi matalea acasă. De ce nu mi-ai dat? Nu mi-ai spus timpul? Dacă n-am zis timpul, cât am... Păi... Dacă n-am urlat timpul aici, cât m-am mai muțărit timpul. Da, e că erai 5 secunde, aveai trebuia să întrerup la 3 și oricum nu mai cereai literă. Corect. Aia trebuia. Și mai aveai și o literă. Data viitoare, dragă. Mulțumesc că ai fost cu noi, Carmen. Să vă dea Dumnezeu o pensie liniștită. Mulțumesc, Carmen. Mulțumesc, Mitică. Cât ai, Ioana? Cât ziceai? 5300. Și doar Răzvan te mai poate încurca. Răzvane, îți mulțumim mâna. E singur că mai poate schimba clasamentul ăsta. Vedem. Ha. Atenție la lecția lui Carmen. Timpul. Să trăiești, Răzvane, bun venit la noi. Auzi, mă uit acum pe cartea ta de vizită. Ai terminat Facultatea de Relații Internaționale în Noua Zeelandă? Da. Doamne, iartă, mă, înțeleg, crevedia, că s-a întâlnit-o. Cum
ai ajuns în Noua Zeelandă? Cred că întrebarea mai bună e cum a ajuns mama acolo și apoi, da, eu am ajuns făcând facultate acolo, dar m-am întors din 2007 în România. Mama s-a... Da, ea a rămas acolo. Stă în Noua Zeelandă? Da. Și tu la câți ani te-ai dus în Noua Zeelandă? 15 ani. Era în liceu. Te-ai întors? În 2007, 16 ani. Nu, ți-e dor de Noua Zeelandă? Am mai fost. Cât zbor? 40 de ore? 24 de ore, dar la preț scump. Mai e scale. 40 de ore, da, la preț mai e prohibitiv. Da, da. Scump, așa-i? Da. Ca să ajungi. Unde o iei oricum, ori prin state, ori prin tot. Ce tare. Și ce faci în România? Te-ai întors? În România sunt team lead într-o corporație. Mă rog, am o echipă de oameni care... Excelent. Lucrează în logistică, facturare. Limba română ai păstrat-o, chiar dacă ai crescut în Noua Zeelandă. Bănuiesc că engleză o ai la perfecție, e a doua ta limbă sau prima, cum o fi. Răzvane, la noi e cu limba română. Da. E cu 5.300 de lei și Răzvan, încep. În Noua Zeelandă sunt convins că există și prețurile sunt mari la terenul agricol, arabil. Îi zice într-un fel. Literă? La noi, în România, câmpul ăla semănat cu același fel de plante. O literă ai zis? Literă? Okay. Ogor. Ba, mai, cum? Ogor. Ogor! Ogor! Bun. Știi? Ogorul, termenul ăsta știi. L-ai auzit. Și mai simplu ăsta decât ogor. Răzvan, unitatea aia de măsură pentru masa unui corp. Gram. Da, domnule economist. Corect. Gramul. Bine jucat, în 10 secunde 700 de lei. 5.000, Ioana? 300. Răzvan, îți dau un adjectiv. E feminin, așa. Cum zici despre o doamnă, de exemplu, care denotă seriozitate? Doamna care denotă seriozitate. Ești căsătorit? Ești căsătorit? Da. Zici despre ea că e o literă. Literă? Are o atitudine gravă, Răzvane, atitudinea aia. Literă. Profesoara ta de, din Noua Zeelandă, de matematică, era, sau de chimie, sau habar n-am. Literă. Așa, o atitudine foarte... Sobră. 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 Greu cuvânt? Pentru că nu mi-a venit, da, dar... N-a venit. Răzvan, masă foarte rezistentă, care se folosește în construcții. Dacă zici construcții, zici așa ceva. Beton. Tare, omule. Beton. Tare. Beton. 1400 de lei. Datoridor. 6 litere. Răzvane. Aurul negru din gastronomie. Ce tare e definiția asta. Aurul negru. Dacă e aur negru, e cum ca naiba. Îți dau o literă. Literă. Hai, o literă. E o delicatesă... Caviar. Ăsta e caviarul. Undeva la piper, că piperul era foarte scump. Caviarul e undeva la 40 de dolari gramul peste tot pe planeta asta, caviarul. Stăm bine. Și la timp, relativ, în 3 minute, Ioana, avem un câștigător. Tot științe economice, nu, Ioana? Da. Doar că în România. Da. El în Noua Zeelandă. Răzvan. Care s-a abătut de la direcția prevăzută. Deviat. Așteptam unul din asta. Mai... Da. Foarte. Fără litere. 700 de lei, următoarea definiție. Responsabil cu supravegherea și protecția unui loc sau a unei persoane. Băbește. Literă. Băbește, Răzvane. Gardian. Bravo, omule. Excelent. 3.100 de lei. Te văd așa ne... Nu, la asta mă gândeam, adică nu știu de ce am mai celul literă aia, dar în fine, e ok. De siguranță ai da. Luat. Scapă de emoția asta. Ok. Că tu ai teama că ratezi cuvântul, că intri în alea 30 secunde și pierzi... Scapă de emoția asta. Ok. Ești foarte bine în timp, mai am 2 minute 56 de secunde și ești bine și în bani. 3.100 de lei, Răzvane. Învârtire completă executată pe un singur picior sau pe ambele. Piruetă. Omule, incredibil. O să batem un record în seara asta. Fantastic. Căsătorii de câte vreme, Răzvan? Mâine să fac 4 luni. 4 luni? 4 luni, da. Bravo. Să fie cu noroc. Și mulțumesc. Să vină încet încet și un bebe. Da.
în scurtă vreme. Bine. 8 litere. Pentru 800 de lei. Ia definiția asta pentru 800. A se deplasa la fața locului în vederea unei investigații. Încet, Răzvane, încet că ai timp. Litera. Băbește, cum îți spun eu. De data asta țin cu tine, data trecută am ținut cu Carmen. Litera. Când sosești undeva ca să faci o investigație, sau dacă vrei, în vederea unei percheziții, aș putea să zic. Poate. A descinde. Excelent! La percheziție te-ai prins. Da, cu asta aveam de lucru. Corect, da. Corect. Știi unde strădează emoția? Mâinile. Da. Degetele strădează emoția, că te văd cum le strângi. Dar în rest îmi place calmul tău, liniștea ta. 800 de lei, Răzvane, care a fost supus unei tehnici culinare. Adjectiv... Preparat. Nu, ok. Avem jumătate de minut, Răzvane, că nu e preparatul. Că nu e preparatul. Avem jumătate. Deci a fost supus unei tehnici culinare. Pregătit? Nu. Acoperit, dacă vrei, cu pesmet. Dacă gătești? Da, ai treabă gătesc. Cu gătitul? Acoperit cu pesmet, cu brânză. Cniță. Nu. Care? Adjectiv. Garnisit. Băgat în cuptor și a prins crustă. Da, nu. Nu avem nicio șansă cu ăsta. O literă era. M-am învățat minte. O literă era, așa-i? Da. Ai zis că îl am pocnești zis. Fără literă. Am zis. Răzvan, poți să fii pe prima poziție. Poți. Nu e deloc greu. Mai am 2 din 9, 2 din 10 și tu ai deja 3600 de lei. Atacăm prima poziție, da? Cel mai simplu e asta. Impulsuri naturale. Cât de simplu e. Ia o literă. Literă. Hai o literă. Simțurile alea de conservare. Instinctele. Instinctele sunt simțurile de conservare. Bun. Da. Și? Da. Mergea fără, nu? Da, ăsta mergea fără, ălalalt mergea cu... Asta e. Asta e jocul. Da. De asta e frumos asta e. Jocul. Da. E timpul, e presiunea, cum... e mintea, cum îți pui strategia. Așa. Bun, 4400, te apropii. Ioana, 5300. 300, wow! Bine că nu e luna 8, că... 2 minute și 8 secunde știi. Mai e. Neamitică, nu șoptim, da? Nu șoptim. Că de acolo toată lumea șoptește. Răzvane, la fel de simplu. Pentru 900 de lei. Emulsie de apă în uleiuri vegetale. Ai zis că tu gătești. Literă. Asta e simplu, Răzvane. Literă. Nu. Literă. Îl găsești în comerț. Produsul ăsta, definiția, literă. E definiția unui produs pe care îl găsești în magazine. Literă. Un produs alimentar controversat. Margarina. 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 Napoleon a oferit un premiu pentru cine descoperă un aliment mai ieftin decât untul. Și un francez a inventat atunci, pe vremea lui Napoleon al III-lea, margarina. Corect. 4800. 2 din 10. 4800 cu 2000 înseamnă 6800. 10 litere, 1000 de lei. A fi mandatarul unei persoane sau al unui grup. Încet, avem timp. Ia o literă. Literă. Ca să fii sigur. A reprezentat. Ăsta e excelent. Da. Acționat numele unei persoane. Bravo, Răzvane. 5700. Cât, Ioana? 5300. Cu 4 litere peste, cu 400 de lei. Răzvane. Închidem jocul în câteva secunde. Tu pe prima poziție sau Ioana pe prima poziție? Următorul cuvânt, următoarea definiție stabilește învingătorul. Mi-a plăcut jocul ăsta. Răzvan, dacă nu iei cuvântul, a câștigat Ioana. Dacă îl iei, ai câștigat-o. Hai! Răzvan, economist, absolvent de științe economice în Noua Zeelandă,
Ioana, absolvent de științe economice în România. Ia uite-mă, doi oameni cu cifre în bătălia literelor. Cuvânt pentru câștigător. Tulburare fizică apărută în urma acțiunii unui agent extern violent. Literă. Nu ți-a ieșit. Nu, ai vrut să pui ceva acolo, dar nu ți-a ieșit. Bă, da. Nu. Ok. Literă. Te las să o gândești. Cuvântul ăsta stabilește câștigătorul serii. Oh, Doamne. Literă. Ah! Traumatism. Avem un câștigător. Excelent. 6400. Ăsta era. Traumatism. Răzvan a câștigat seara 6400 de lei. Absolvent de științe economice Noua Zeelandă. S-a mutat în România. Să-ți fie cu noroc. Mulțumesc. Răzvan. Despre cuvinte și despre minte, jocul cuvintelor. Seară bună, mulțumim. Bravo. Mulțumesc.